Trecem la punctul B. Trebuie să determinăm o primitivă a funcției f pentru care f de 1 este 0. Mai întâi vom afla toate primitivele, care nu înseamnă altceva decât integrala funcției. Deci integrală din f de x de x, aceasta este definiția integralei nedefinite, mulțimea tuturor primitivelor le găsim aici. Vom afla integrala nedefinită, deci a funcției, este egal cu, scriem explicit cine este f de x, este x la x de x, egal mai departe, este un exemplu de integrare clasic prin părți, este vorba de integrală din x e la x derivat, pregătim terenul pentru a explica corect cum aplicăm integrarea prin părți, este egal cu, și acum aplicăm integrarea prin părți, este x e la x minus integrală din e la x ori x derivat, adică integrală din e la x de x. Integrarea prin părți oferă în a doua parte o integrală mai simplă decât inițiala, în cazul nostru avem chiar o integrală elementară, deci este egal cu x la x minus e la x plus o constantă. Acestea sunt toate primitivele funcției f. Ele toate diferă printr-o constantă. Condiția care ne se dă pentru aflarea unei anumite primitive, f de 1 egal cu 0, va individualiza, bineînțeles, primitiva pe care autorul o cere. Din relația f de 1 egal cu 0, rezultă, toate primitivele f mare sunt de forma aceasta, deci vom înlocui pe x cu 1, rezultă de aici, sau este echivalent aceasta aici. Cu, înlocuim pe x cu 1 și obținem e minus e plus c egal cu 0. Rezultă în continuare sau este echivalent cu c egal cu 0. Dacă c este egal cu 0, rezultă de aici că primitiva la care face referire sau care ni se cere la punctul B este f de x egal cu x e la x minus e la x plus 0, întrucât am determinat constanta care diferențiază, de fapt, primitiva cerută de celelalte primitive. F de x, deci, este egal cu x e la x minus e la x. Sau f de x este egal cu e la x pe lângă x minus 1. Constanta, desigur, este 0. Aceasta este rezultatul pentru punctul B. Am găsit primitiva cu această condiție. La punctul C vom debarasa mai întâi tableta. Deci, iată, la punctul C, ni se cere să demonstrăm o relație de recurență între n și n minus 1. De aceea, vom analiza mai întâi integrala sau numărul dat de n, care este egal cu integrala de la 0 la 1 din x la n f de x de x. Explicităm funcția care apare în integrală, este egală cu integrală de la 0 la 1 din x la n ori f de x, adică x la x, de x. Egal în continuare cu integrală de la 0 la 1 din x la puterea n plus 1 ori e la x de x. Vom aplica integrarea prin părți și ajungem la integrală de la 0 la 1
din x la puterea n plus 1 ori e la x derivat, pregătim integralea prin părți a integralei definite, egal mai departe cu x la n plus 1 ori e la x de la 0 la 1 minus integrală de la 0 la 1 din e la x nederivat ori x la n plus 1 derivat. X la n plus 1 derivat este n plus 1 ori x la n ori e la x dx. Egal în continuare, aici vom calcula valoarea funcțiilor în 0 și 1. Înlocuind prima dată cu 1 obținem e, minus, înlocuind cu 0 obținem desigur 0, minus, aici vom trece în față pe n plus 1, constanta, n plus 1, integrală de la 0 la 1, din x la puterea n, ori e la x, dx.